Invităm iubitorii de muzică din Craiova, dar și cei care vizitează orașul nostru, la o stagiune specială, Rus Season, dedicată celor 120 de ani de când orașul Craiova are o orchestră simfonică. Este o stagiune aniversară plină de evenimente foarte frumoase. Vom avea pe scenă pe violonistul Liviu Prunaru și a sa vioară Pașu, o seară exclusiv românească, lucrări în prima audiție și, bineînțeles, nu va lipsi muzica din filme și din jocurile video, unul dintre concertele cele mai iubite de către melomani. Până atunci însă vom începe stagiunea Rus Season pe 4 octombrie, vineri, cu doi tineri foarte talentați. Este vorba despre dirijorul Maximilian Haberstock și despre un pianist tânăr care vine pentru prima dată în Craiova, Mișii Boroș din Ungaria. Ei vor interpreta un program extrem de interesant, Beethoven, Sinfonia a IV-a. Este una dintre cele mai armonioase sinfonii ale Titanului de la Bonn. A fost scrisă în timp ce era îndrăgostit, așa că este o sinfonie aparte. Nu are acel aer revoluționar cu care suntem obișnuiți la Beethoven. Iar seara se va deschide tot cu o lucrare mai puțin cunoscută a compozitorului german, și anume Calmul mării și Călătorie fericită. Este o lucrare inspirată de două poeme ale lui Goethe. Lucrarea a și fost dedicată poetului. Din păcate, nu i-a răspuns niciodată lui Beethoven dacă i-a plăcut această transpunere muzicală a versurilor sale. A rămas un mister, iar revenirea seara de vineri, la deschiderea Rus Season, miezul concertului va fi o lucrare mozartiană, o lucrare dedicată pianului, evident, și anume concertul numărul 20, un concert foarte iubit de către meloman de asemenea, deci repertoriul este cu totul special și suntem siguri că vom face o începere de stagiune într-un aer sărbătoresc, într-un aer de bucurie, pentru că avem acești 120 de ani de Societate Filarmonică la Craiova.